considerați că s-ar putea produce o fraudă? Vă temeți de o fraudă la convenție? Noi avem contestații făcute în câteva organizații acolo unde nu s-a considerat că nu s-au respectat principiile de întocmire a listei și deciziile forurilor statutare privind întocmirea listei de delegații, însă ele se vor soluționa, înțeleg, luni și sper ca după ce vor fi soluționate să nu mai existe suspiciuni legate de cei care vor fi în sală. Ideea fiind că s-a încercat pe alocuri impunerea pe lista celor care votează cu domnul Vasile Blaga. Eu cred că de luni încolo lucrurile se lămuresc. Aveți cauștiuni care se rase pe urmă? Nu, din câte știu nu este... Niște afirmații făcute, erau pur mai multe știri pe această temă, că ar fi delegații care țin doar cu Vasile Blaga. Știu că este au fost un protest al unor organizații din interiorul județului Telorman, dar este aici domnul președinte care ne poate spune mai multe. Este numai al fostului domnul deputat Adrian Furescu. Dacă toate aceste contestații, domnule, respinse, plecând de la premisa, va fi o fraudă. Va trebui să vedem discuția de la Comisia de Organizare de luni. Speranța mea este că nimeni nu vrea să organizeze o convenție care să suporte acuzații de fraudă. Nimeni nu vrea să fie ales într-o convenție care să fie suspicionată, să fie acuzată această convenție că a fost organizată nelegal sau nestatutar, pentru că oricine ar fi ales așa, ar fi un președinte nelegitim. Deci nu cred că cineva își dorește asta și sunt convinsă că se vor rezolva toate problemele reale care există cu întocmirea delegațiilor.